Sindicatele din minerit au explicat exact de ce acum nu mai vor insolvența, iar în urmă cu mai mulți ani au dorit acest lucru. Este simplu și pe înțelesul tuturor. Darius Câmpean, președintele Sindicatului Muntele, a explicat datele de acum. În acest moment, insolvența ne-ar aduce în situația în care managementul complexului ar fi controlat din afară de către o firmă specializată în acest sens și, desigur, cu o puternică influență a celor care ne creditează, a creditorilor, cum se spune în lege, ai celor față de care noi avem datorii. Într-adevăr, aceste datorii sunt, dar din discuțiile mele cu conducerea complexului energetic, ar exista soluții, dacă am avea o piață favorabilă, ca aceste lucruri să fie eșalonate și aceste datorii să fie plătite încet, încet. Pot să vă și aduc argumente în acest sens și anume atunci când a fost oprit gazul la Mintia și la Paroșeni, cele două conduceri, conducerea CEH cu conducerea Transgas s-au așezat la masă, au făcut o reșalonare și în acest moment nu sunt probleme. V-am dat un exemplu concret ca să nu mai tot vorbească cei care habar n-au despre aceste elemente. Sindicatul Muntele a formulat o cerere de intervenție în procesul aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, în care se judecă solicitările de intrare în insolvență a complexului energetic Hunedoara. Cei de la Muntele, sindicat condus de Darius Câmpean, se alătură astfel sindicatului Noroc Bun, reprezentat de Adrian Jurca. După ce, în urmă cu 2 ani, la prima intrare în insolvența CEH, sindicatul Muntele susținea intrarea în insolvență ca să protejeze interesele angajaților și să salveze compania de la faliment. Poziția noastră s-a schimbat față de perioada trecută, pentru că și datele problemelor și situației complexului energetic s-a schimbat. Dacă la nivelul anului 2016, în sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017, ne confruntam cu neplata drepturilor din salariu și ne referim aici a salarii acordate cu întârziere, primă de Crăciun neacordată, tichete de masă neplătite, astăzi nu suntem deloc în acea situație, fiind la zi cu toate drepturile din contract. De asemenea, conducerea de la acel moment, atât de pe parte minieră cât și de pe parte energetică, au decis intrarea noastră în ITA și de asemenea pe parte minieră s-a decis oprirea activității la mina Lonea din cauza lipsei de materiale. Din nou, nu suntem astăzi în această situație. Este păcat că anumite persoane aruncă în spațiu public o serie de lucruri. La începutul lunii februarie anului trecut, Tribunalul Hunedoara a respins cererea de intrare în insolvență formulată de conducerea complexului energetic Hunedoara. Sentința a fost atacată și cauza a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 29 noiembrie. Toți locuitorii din Petroșan, dar și cei din instituțiile publice așteaptă să pornească sistemul de termoficare și în acest an sunt peste 2000 de abonați care încă au caloriferele reci, pentru că de la Paroșeni nu s-a furnizat agent termic încă. Licitația a parcurs toate etapele necesare, însă acum documentele sunt la verificat. În data de 17 octombrie, Consiliul Local al Municipiului Petroșani a aprobat delegarea prin concesiune a serviciului de furnizare a energiei termice în sistem centralizat. Evident că s-a scos foarte repede hotărârea, s-a trimis prefectului, astfel încât după 2 zile, în data de 19, vinerea trecută, a fost pusă de colegele de la achiziții în sistem. Se află în procedură de verificare documentația de către Agenția Națională a Achizițiilor Publice. În momentul în care ni se confirmă că este în regulă, dăm anunțul și să sperăm că CEF-ul va veni și va judeca licitația. În acest an, însă, pentru că situația s-a tot tergiversat, data de 1 noiembrie nu este sigură, iar oamenii nu vor avea căldură din acest moment.
Există posibilitatea ca măcar de la 1 noiembrie să furnizăm căldură și pentru cei din Petroșani? De la 1 noiembrie nu cred. Respectând toate termenele în situația în care ANAP-ul îmi dă ok-ul și oferta este eligibilă, probabil la jumătatea lui noiembrie. Administratorul judiciar, reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și primarul din Petroșani s-au întâlnit în vara acestui an când au căutat soluția optimă de ieșire din criză. După ce Radu Herlea, cel care reprezintă firma ce a preluat societatea de termoficare din Petroșani, aflată în faliment, a spus că ar trebui să plătim un preț de 3 ori mai mic ca populația să fie mulțumită, în timp ce, ca să mai primim căldură, prețul trebuie să crească de vreo 3 ori. Peste 2000 de oameni și agenți economici sunt acum branșați la acest sistem, în care numai la Petroșani s-a investit în ultimii ani sume importante. Pe de o parte, oamenii și-au luat gigacalorimetre pentru contorizarea individuală, iar pe de altă parte, toate punctele termice au fost dotate cu aparatură modernă. Populația este cea mai afectată, dar există și datorii colosale. Numai puțin de 112.000 de lei sunt de recuperat de la agenții economici, de la asociațiile de proprietari 95.000 de lei, de la instituțiile publice 159.000 de lei, iar de la persoanele fizice 850.000 de lei. De aproximativ o săptămână a apărut în spațiul public rumoarea legată de cei care fac nunți și care plătesc să fie filmați și fotografiați. S-a spus că ANAF solicită mirilor să completeze o declarație în care să menționeze numele persoanelor și firmelor cu numere de telefon, adrese și alte date despre formația muzicală, locul evenimentului și serviciile foto-video. Așadar, fiscul vrea să facă o listă cu toți cei care prestează servicii la nunți, însă la noi în Valea Jiului, nimeni nu știe mai mult decât ceea ce s-a auzit prin presă. Este o informație pe care am luat-o și eu din presă, din mass media. Din păcate nu pot să spun decât că este, cel puțin în faza actuală, un proiect legislativ. Se vrea să se ajungă la o manieră de verificare de genul ăsta. Părerea mea personală că este o chestiune care va aparține celor de la antifraudă. Noi personal, Serviciul Fiscal Municipal Petroșani, nu avem nicio informație la momentul actual. Potrivit informațiilor vehiculate în media, cuplurile care s-au căsătorit în ultimii 5 ani se pot aștepta să primească acasă o astfel de scrisoare de la ANAF, iar cele care nu răspund solicitării fiscului riscă o amendă de până la 5.000 de lei. După ce ANAF face acest recensământ, inspectorii vor verifica ce sume au declarat la fisc muzicanții, proprietarii de restaurante și fotografii. Șeful ANAF, Petroșani, explică însă cum vede el asta. Probabil că va fi la nivel declarativ, în speță persoanele fizice care vor avea astfel de evenimente, vor avea obligația să depună într-un termen rezonabil o declarație. Bănuiesc că cea unică va fi adaptată la acest tip de evenimente. Dar în niciun caz probabil nu se va lua retroactiv. Nu, și vor fi niște termene rezonabile în care se vor stabili dreptul de a declara, după care probabil se va face un control pentru a verifica realitatea sumelor declarate. Se vrea și în România fiscalizarea tuturor serviciilor la astfel de evenimente, însă așa cum procedează și lăutarii, și restul celor implicați vor face la fel, adică vor declara cel mai probabil sume mai mici față de cele percepute. Și cum românii știu deja să se descurce și cu fiscul, spre exemplu, jurnaliștii de la Profit.ro au găsit și o portiță de salvare pentru că persoanele fizice nu au obligații în ceea ce privește păstrarea unor documente privind eventualele tranzacții cu firme, PFA sau oricine altcineva furnizează serviciile verificate de ANAF. Rămâne de văzut cum se va proceda concret, pentru că deocamdată nimeni nu a demarat aici verificări. Deschid calculatorul sau telefonul, îmi văd factura, mă duc și plătesc cu telefonul și nu mai am nevoie de factură de la poștă. E mai simplu decât credem. Să ne facem cont online este o oportunitate, iar APASERF ne stă chiar la dispoziție. Deocamdată doar la Petroșani, însă angajații societății spun că oamenii sunt interesați să le fie mai ușor.
Avantajele serviciului creării unui cont online pentru clienții noștri sunt mai mult sau mai puțin vaste. În primul rând, omul își primește cu promptitudine factura imediat în momentul în care este generată în sistem la noi. De asemenea, clientul poate să o achite atât online, poate să-și o tipărească în format PDF și să meargă cu ea la un alt canal de plată. De asemenea, poate să-și vizualizeze un istoric al consumului și cred că asta îi creează clar un confort fără să mai fie nevoie să stea la coadă, fără să mai fie nevoie să aștepte să meargă casiera cu factura acasă. Angajații de la APE au venit în centrele de încasare să îndemne pe clienți să-și facă un astfel de cont online, de care mulți nu știau că pot să beneficieze. Ați venit aici și văd că v-au convins să vă faceți cont online. Da, am venit să plătesc factura și mi s-a părut corect să accesez și treaba asta. Să vă descurcați? Bineînțeles. Toate facturile le am pe mail. Așa. Toate. Asta era ultima. Mai puțin asta. Și? Asta nu mai vin hârtii, nu mai se taie pădurile. Dar le și plătiți online sau doar le vizualizați? Da, le și plătesc. Unele le plătesc, altele mă duc la roboțel. E mai avantajos așa? Da, mai rapid. APA Serv și-a dezvoltat acest serviciu ce vine în sprijinul clienților săi și conducerea firmei spune că deja oamenii vin și se interesează de această modalitate dată de accesul la internet. Ne dorim ca fiecare, cât mai mulți beneficiari ai noștri să aibă un cont online, un cont online care le aduce foarte multe avantaje. De unde a pornit toată ideea asta? De aproape un an noi avem această facilitate, să zic așa, dar am constatat că într-un an de zile n-am avut decât undeva la 7% din toți abonații noștri. De când am pus un filmuleț în care am spus în câteva slide-uri ce înseamnă un cont online, am constatat că în 4 zile s-au făcut 10 conturi online. Lucru care ne-a determinat să venim aici să mai mediatizăm realizarea acestui cont online, care până la urmă aduce beneficiu atât nouă cât și utilizatorilor de apă. Contul nu este foarte greu de făcut și dacă ai o adresă de mail, e foarte simplu. Sunt 3 pași, deci nu e foarte greu. Dacă avem o factură la noi, sunt 2 coduri care le citim de pe factură. Avem un scurt îndrumare în sensul ăsta, deci trebuie să aibă factura la ei și să aibă o adresă de mail. Toată operațiunea nu durează mai mult de 30 de secunde până își fac acest cont. Dacă se întâmplă ca omul să nu aibă factura la el, să aibă numai numele și prenumele, să-l și-l știe și să aibă o adresă de mail, în cel mai scurt timp, adică maxim 5 minute, noi aflăm un cod intern care este un cod al fiecărui utilizator care nu poate să-l știe altcineva decât noi care suntem, care emitem factura și la fel durează nu mai mult de 30 de secunde să-și facă un cont online. Astăzi sunteți la Petroșani. Ce urmează? Am încercat la Petroșani pentru că Petroșani este orașul cel mai mare. Ce am făcut la Petroșani o să facem la toate centrele de încasări. Cei care încă nu au un cont online la APA pot deci să acceseze această facilitate și chiar să-și plătească online. E valabil și pentru cei din asociațiile de proprietari, însă aceștia trebuie să aducă dovada plății la zi și ideal este să-și convingă și vecinii să procedeze la fel, fără să aibă nevoie de racorduri separate.